Meci de infarct aseară pe Marina Anastasovici, Astra vs. AZ Alkmaar, în partida tur din play-off-ul pentru calificarea în grupele Europa League. Partidă în care Astra pornea la joc cu șansa a doua, iar antrenorul Marius Mudică spera într-un 0-0, scor cu care Giurgiu veni să pornească în avantaj în partida retur. N-a fost să fie așa, olandezii controlează începutul partidei și marchează în minutul 11 prin Henriksen. Giurgiu veni nu își revin și sunt prinși iarăși pe picior greșit, iar scorul este majorat la 2-0 în minutul 13 prin Janssen. De aici începe dominarea Astrei și elevii lui Mudică pun stăpânire pe minge. Udescu execută un corner în minutul 25 și Boldrin renaște speranțele echipei noastre, marcând cu capul. Centrare periculoasă a lui Udescu și este gol! Astra revine în atac și ratează egalarea în minutul 37, când Budescu șutează, dar portarul olandez respinge cu dificultate. Giurgiu veni se năpustesc peste adversar și marchează de două ori în 4 minute, din faze fixe despre care antrenorul Mudică avea să declare că au fost intens pregătite. Junior Maleș pentru Ilian de Amorim, pasă pentru Budescu, Enache în fața morții, gol! Aduce egalarea pentru formația lui Marius Mudică. După egalarea lui Alibec din minutul 41, Giurgiu veni marchează iarăși trecând în avantaj prin Alexandru Dandea, care l-a înlocuit pe Boldrin accidentat. Este 3-2 pentru Astra la pauză și repriza a doua se joacă la fel de deschis cu faze la ambele porți, dar scorul rămâne neschimbat. Astra obține o victorie meritată, revenind ca o echipă mare în fața unui adversar foarte puternic, după ce fusese condusă cu 2-0. Ca după fiecare partidă susținută la Giurgiu, clubul Astra a organizat și după meciul de aseară o conferință de presă. Cei doi antrenori venind în fața jurnaliștilor pentru a comenta cele întâmplate în teren. Tehnicianul Marius Mudică a vorbit despre revenirea Astrei de la 0-2, despre arbitrajul incorrect, despre șansele echipei în partida retur din Olanda, despre accidentări și lotul echipei. Am revenit ca o echipă mare. Să revii de la 0-2 și să faci 3-2 până în pauză din trei faze fixe, care... Cred că v-ați dat seama și dumneavoastră că sunt lucrate și le mulțumesc jucătorilor că nu ne-am chinuit degeaba de când a început acest campionat și am lucrat împreună. Știam că la faze fixe sunt vulnerabili. Iată că a ajuns și clipa când ceea ce facem la antrenament apare în joc. Au fost pentru mine încă o dată eroi, niște băieți minunați, având în vedere că joacă din 3 în 3 zile. Mudică s-a arătat nemulțumit de arbitraj și a sugerat că va organiza o conferință de presă pentru a se adresa forurilor internaționale de arbitraj. E greu să mă înșel la ochi și la nas, așa, miros. În minutul 5 e 11 metri cât casa la de Amorim, cât casa. Altceva este dacă încep de la 1-0. Consider că și în a doua repriză avem 11 metri când șutează Alibec și prinde mingea chiar sub antebraț. Deci, două decizii, cartonaș galben la faultul la Silviu Lung, se dă oriunde în lumea asta, e al doilea galben și roșu. Deci, ceea ce a greșit domnul Colțescu, a venit acest sloven astăzi și ne-a luat. Îmi pare rău, să vedem, mă gândesc, să vedem, să vorbesc și eu cu conducerea, cum putem organiza această conferință de presă și să cerem, să trimitem pe cineva la FIFA sau undeva, să se discute raportul acestui arbitru. Victoria Astrei împotriva olandezilor i-a permis lui Mudică să facă o nouă evaluare a șanselor de calificare ale echipei. În momentul de față, cred că ne-au crescut un pic șansele, am zis, la 40%. Fiindcă, dacă ne vor da gol 1-0, se califică ei, da. Asta este, e păcat că n-am mai reușit să marcăm un gol. Și am avut câteva situații. Antrenorul olandezilor, John van der Brum, a făcut declarații cu privire la tactica Astrei, care a surprins echipa sa. Waar de variant van Astra ja, geweldig heeft uitgepakt en dat wij daardoor eigenlijk in totaal de wedstrijd verliezen. Au fost surprins de tactica echipei Astra în ultimele 15-20 de minute ale primei reprize. Nu se așteptau la loviturile din punctele fixe și din cauza aceasta au pierdut meciul. Mai multe amănunte despre declarațiile tehnicianului Mudică, precum și ale jucătorilor, puteți urmări imediat după știri în ediție specială.
După ieșirea jucătorilor de la vestiare, echipa TV Giurgiu a consemnat declarațiile portarului Silviu Lung Junior, ale capitanului Constantin Budescu și ale antrenorului secund al naționalei Viorel Moldovan. Astăzi am întâlnit o echipă foarte valoroasă, o echipă care are știința jocului, o echipă care poate să spună probleme în orice clipă. Dar, repet, am obținut un rezultat bun, care ne dă speranțe pentru meciul retur. Dar care sunt șansele de calificare după acest 3-2? Totuși ați luat două goluri acasă. 50-50. Nu sunteți favoriți acum? Nu, nici de cum. Ei oricând pot să înscrie. Sunt o echipă foarte ofensivă și ei, la fel ca și noi. O să fie, cred eu, un meci frumos. Dar eu, sincer, mi-aș dori să facem un meci foarte urât, să câștigăm cu 1-0. De te vedem la Naționala București? Nu știu, eu îmi doresc acest lucru. Am mai spus treaba asta. Să fac treaba aici. Sunt oameni acolo care sunt în măsură dacă eu trebuie să fiu sau nu chemat la echipa națională. Păi cei de la Alkmaar, cum i-ai simțit în teren? O echipă foarte bună, organizată, pasează foarte bine și o să avem un retur dificil acolo. Am venit să văd jucătorii care sunt în vederele noastre. Mă refer aici la Silviu Lung, la Găman, la Enache, la Budescu, la Alibec. Deci, una peste alta, de unii sunt destul de mulțumiți, de alții mai puțin. Deci, oricum, au făcut un joc bun. A devenit asta favorită la calificarea acum? E un rezultat care îți dă posibilitatea de a merge mai departe, dar trebuie să reușești să îl menții, acest rezultat, în deplasare. Va avea un meci dificil, dar au șansă. Mai multe amănunte despre declarațiile făcute după partidă, imediat după știri, în ediție specială. Geraldo Alveș va reveni duminică în teren când Astra va întâlni pe Marino Anastasovici, formația CSMS Iași, în etapa 8-a campionatului național fotbalistic. Șumudică nu va putea conta pe brazilianul Boldrin, accidentat la cap în partida turco-oleantă zi de la AZ Alkmaar, și nici pe Teixeira, care se va opera în Portugalia de ruptură de ligamente și se recuperează în două luni. Partida de duminică va începe de la ora 21, iar accesul spectatorilor în incinta stadionului se va realiza începând cu ora 19:30. Revenind la grupele Europa League, pentru calificare fotbaliștii giurgiuveni de la Astra vor primi câte 5.000 de euro dacă vor reuși să treacă de olandezi. Reamintim că după ce au trecut de Inverness, giurgiuvenii au primit câte 2.000 de euro și după succesul cu West Ham United, prima a fost de 3.000 de euro. Calificarea în grupele Europa League ar aduce giurgiuvenilor 2,4 milioane de euro de la UEFA, bani la care se vor adăuga și alte bonusuri. Staful Astra a declarat că echipa giurgiuveană nu va mai avea probleme financiare pentru încă cel puțin un an dacă va încasa această sumă.